Judecătorii de la judecătoria Deva au decis ieri, în cadrul adunării generale, să continue protestul început la mijlocul lunii decembrie a anului trecut. Totuși, pe lângă cauzele urgente, ca până acum, se judecă în plus și cele civile, având ca obiect delegarea temporară a autorității părintești, încuviințare, executare silită și autorizarea intrării în încăperi. Punctul de vedere al judecătorilor din cadrul judecătoriei Deva a fost acela că prin ordonanța privind unele măsuri fiscale bugetare în domeniul cheltuielilor publice, nu s-a rezolvat problema examenelor și a concursurilor pentru ocuparea locurilor vacante, nu s-a asigurat bugetul pentru plata drepturilor salariale și totodată nu au fost luate măsuri privind problema pensiilor, aspecte invocate și prin hotărârea adunării generale a judecătorilor din cadrul judecătoriei Deva din data de 14 decembrie 2023. În funcție de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul judecătoriei Deva va fi reconvocată la un moment ulterior pentru a hotărâ dacă se impune reevaluarea măsurii adoptate, se arată într-un comunicat al judecătoriei Deva. Pe de altă parte, Consiliul Baroului Hunedoara își exprimă îngrijorarea și dezaprobă continuarea acestui protest, solicitând corpului profesional al magistraților, al grefierilor și personalului auxiliar să dea dovadă de înțelepciune, de echilibru și de responsabilitate în privința modului în care acționează în vederea obținerii unor revendicări de natură profesională. În calitate de participanți indispensabili la înfăptuirea justiției într-un stat de drept și în temeiul rolului semnificativ în asigurarea aplicării legii, respectului drepturilor și garanțiilor fundamentale ale justițiabililor, avocații Baroului Hunedoara avertizează asupra consecințelor nefaste pe care continuarea protestului le produc atât asupra exercitării profesiei de avocat, cât și asupra justițiabililor în calitate de beneficiari ai actului de justiție, menționează și avocații Baroului Hunedoara.